Primarul Dorin Chirtoacă a visat dintotdeauna să deschidă o stradă pietonală în Chișinău. Iată cum arăta în visele sale această stradă, căreia primarul îi găsise și un nume potrivit: Aleea Oamenilor Buni. Dorin Chirtoacă i-a povestit visul său arhitectorului șef al capitalei, Radu Blaj, și acela a început să-l realizeze. Domnul Blaj a anunțat oficial că strada pietonală de vis va fi inaugurată la 1 august, povestind totodată cum va arăta aceasta. Arhitectul șef al capitalei, Radu Blaj, spune că lucrările de pe strada Diordiță vor fi finalizate până la 1 august. Ceva modern. Chiar vreau să spun ultramodern, ceva interesant. Domnul arhitect șef nu a uitat să spună cum va fi pavată strada. E vorba de o pavare cu plăci de trotuar a întregii zone. Numai că vai! După ce a vorbit atât de frumos despre pavare, domnul Blaj nu a știut să găsească plăci de pavaj potrivite. Și atunci primarul Dorin Chirtoacă s-a enervat pe el și a adus la ședința primăriei o bucată de pavaj. Domnul Blaj, vă vedeți? Nu mă puneți arunc cu el în voi. Și pentru ca domnul Blaj să prindă la minte și să facă totul pentru inaugurarea străzii pietonale, primarul i-a aruncat pietroiul în cap. Din cauza problemelor cu pavajul, s-a decis că inaugurarea străzii pietonale nu va mai avea loc pe 1 august, ci la 14 octombrie, de hramul orașului. O promis că până la ziua orașului va fi gata, dar nu spus care an. Strada pietonală a devenit pentru primarul Dorin Chirtoacă un proiect de suflet. El inspecta șantierul aproape în fiecare săptămână. Chiar și de ziua sa de naștere, la 9 august, primarul a vizitat șantierul. Iar atunci când primarul capitalei georgiene Tbilisi a venit la Chișinău, Dorin Chirtoacă a ținut neapărat să-i arate și lui șantierul de pe strada Diordița. În fine, munca aceasta plină de sacrificii a lui Dorin Chirtoacă a dat rezultate. În ajunul hramului orașului, strada pietonală Diordița, redenumită în Aleea Oamenilor Buni, a fost inaugurată cu succes. Toți cei prezenți la inaugurare au descoperit că din cauza efortului depus, a nopților nedormite, primarul se schimbase la față și slăbise atât de mult încât sacoul ședea pe el ca un sac. Statura lui Dorin Chirtoacă se făcuse cu vreo 20 de centimetri mai joasă. Vocea i se schimbase, iar în locul limbii corecte pe care eu știam, primarul a ajuns să vorbească o română de lemn. Așa cum am promis, Dorin Chirtoacă va inaugura această stradă pietonală ca cetățenii Chișinăului să se poată bucura într-adevăr de acest lucru frumos promis de ziua orașului. Poftim! Haideți să-l aplaudăm! Bravo! Bună ziua, stimați cetățeni, locuitori ai municipiului Chișinău! După care a avut loc tăierea solemnă a panglicii de inaugurare. Bravo, domnul primar! Bravo! Bravo, Dorin Chirtoacă! Și așa s-a împlinit visul lui Dorin Chirtoacă. Ceea ce îl încânta cel mai mult pe primar este că strada care tocmai fusese inaugurată semăna izbitor de mult cu cea pe care el o văzuse în visul său. Pe această stradă, într-adevăr, puteau să meargă doar oamenii buni. Chișinău 2014, hramul orașului. How can you doubt me, never without me? You are no answer. Domn Chirtoacă! Hey, domn primar!
Vă rog frumos, vreau să vă curăț pantofii. Dar pantofii mei sunt curați. Nu sunt curați, nu mă mințiți, domnule primar. Doar veniți de pe strada pietonală de Orghița, iar acolo glodui până în gât. Așa, mulțumesc, piciorul aici. La anul va fi asfaltat. La anul, așa a spus și n-am. O mică întârziere, puștule. Am făcut 50.000 de lei de când curăț glodul de pe Diordița.